Bun găsit! În fiecare an, înainte de sărbători, românii promit să fie cumpătați, însă puțini sunt cei care reușesc să se țină de cuvânt. Astfel, în perioada Paștelui, avem și obiceiul risipei alimentare și astfel vorbim de tone de mâncare care ajung, din păcate, la coșul de gunoi zilnic. Cozonacii, sarmalele, preparatele pe care le-am gătit cu atâta trudă, ajung la coșul de gunoi. Românii aruncă anual, conform statisticilor, peste 2,5 milioane de tone de mâncare, iar în perioada sărbătorilor pascale vorbim de 6.000 de tone, într-adevăr, aruncate zilnic.